Salutare dragii mei băieți și dragele mele fete, aici este gazda voastră X-Remus. Bine m-am regăsit cu un nou episod pe acest canal. De data asta o să facem un clip ceva mai special. Deci eu recent m-am cunoscut cu băiețelul ăsta care este foarte, foarte simpatic. Numele lui este David, are 14 ani și astăzi am intrat pe Minecraft să facem niște dueluri pe eu.mineman.club. Ulterior, eu am descoperit că el avea un talent ascuns la Minecraft și a vrut să vi-l arăt și vouă, da? Deci astăzi, fraților, o să jucăm împreună cu David. Dragii mei, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și desigur să dați share acestui clip. Nu știu când o să apară, dacă apare duminică sau sâmbătă clipul ăsta. Sunt cel mai șmecher om din lume, pentru că eu o să fiu foarte indisponibil în timpul ăsta. Bun, deci o să-i dăm slash duel lui David Quad. Aveți canalul lui în descriere. O să-i dăm duel cu Classic, e ceva destul de basic, relativ simplu. Și haideți să vedem ce face David, da? Neapărat să mergeți la el, să vă abonați, să lăsați un like la clipuri. Și ca de fiecare dată, eu când încep o filmare, îmi stă freza oribil, dar nu este nicio problemă. Dragii mei, uitați-l aici pe David. Ok, deci primele meciuri o să dau mai serios, ca să vedeți cum dă David cu adevărat. Bagă și tu un Gappleman să nu pierzi așa. David acum e foarte concentrat. Nu știu dacă auziți cum respiră. Îmi place că de fiecare dată când te apropii de mine sau suntem aproape să ne batem, faci tu efectiv. David, îți dau un sfat foarte bun în minigame-ul ăsta, să știi că nu e ok să bagi Gapple după Gapple. Doamne, apără, mă. Stai, unde ești? Nice, GG. Bun, deci după cum mi-am spus, David este un adevărat talent ascuns. Deci am dat din nou duelul David, fraților. De data asta jucăm cu kitul Build-ul HC. Și dacă vreți textura asta, lăsați un like la clipul ăsta, să strângem 1000 de like-uri. Nu știu ce m-am bâlbuit iar așa, dar nu știu ce are limba mea astăzi. Pursa. În orice caz, fraților, strângem 1000 de like-uri. Dacă nu pentru mine, pentru David, să facă și el 15 ani mai rapid dacă dați like, nu știu. Și... Da. Fraților, deci ăsta este David la începutul episodului și să vedeți la final cum o să-mi dea. La final vă garantez că o să fie un Ui, ce-am făcut acolo? Am făcut screenshot. Ok, David este în punctul de a mă bate. GG, nice. Iar acum o să începem să-i dăm niște lecții de PvP lui David. Fraților, astea sunt sfaturi și pentru David și pentru voi, dragii mei. Deci, de exemplu, la no debuff, în general, cum dau eu combo-urile? Cum reușesc? Hai să facem o demonstrație aici live, fără niciun cut, nici nimic, da? Exact, dacă vă întrebați cum fac chestia asta, deci, în primul rând, ai nevoie să-ți găsești o sensibilitate care este pe placul tău. Trebuie să te joci mult, să experimentezi, să găsești o sensibilitate cu care ești confortabil. Și acum, cel mai important lucru pe care probabil foarte puțini care practicați PvP îl știți. Dacă nu știți ce este WTAP, o să vă explic în clipul ăsta. Deci, hai aici, David, să le arăt. Teoretic, când apeși, când intri într-un combo, când vrei să dai într-un combo, primul hit... Da. Te dă foarte în spate, ok? Și al doilea hit îți dă foarte puțin knockback, după cum puteți vedea. Iar pe lângă că te dă cu mai puțin knockback, o să fii și mai aproape de el, pentru că tu continui să mergi. Deci, când faci WTAP-ul, îți și încetinești viteza și pe lângă îi dai knockback mai mare. Nu știu de ce, uitați-vă. Nu eu am inventat Minecraft-ul, dar așa trebuie să faci, uitați-vă. Așa trebuie să faci, practic, să apeși pe W în timp ce faci un combo. Ca să-l dai în spate și să-l ții în combo, să menții acel combo, da? Sunt foarte multe variații. AD-TAP, WA-TAP, WD-TAP, S-TAP și block hit-ul. Este o metodă foarte bună. Dragilor, nu o să explic prea mult în clipul ăsta pentru că oricum am vrut să fac o serie de tutoriale de PvP. Dar când o să fac tutoriale de PvP o să intru foarte tare în detaliu, da? Dragilor, i-am dat duel lui David Suprifil, pentru că Suprifil mi se pare un minigame foarte nice. Nu știu dacă știți serverul Gome HD, acolo jucam foarte, foarte mult Suprifil. Încearcă să dai click dreapta rapid pe supe, gen să înveți să schimbi pe tastatură 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și să-ți dai click dreapta când ești low la vieți, da? Deci neapărat aici să nu-ți dai quick drop. Quick drop, fraților, dacă nu știți, înseamnă să mori când încă mai ai iteme de healing în inventar. Hai, David. Davidu, de ce ți-arunci tot timpul sabia? Nu știu.
Ești nebun. What the fuck? Frăciuț. Hai, frăciuț. Că tot timpul... Ci că efectiv și s-ar un sabie, efectiv. Da, nu știu cum. Că tot apăs pe Q. Nu mai apăsat pe Q. Bagă-ți supă! Cică... Se aude așa, efectiv. I-am dat duel la nebunul ăsta, combo. Să-l țin puțin în aer. Că mi-a spus că dorințele lui de când eram mic este să zboară. Bă, what? Nu s-am dat duel ție! Uai. Stai că-l distrug pe ăsta cu ocazia asta. Ia, fraților. Probabil că și ăsta și-a dorit să zboare. Sunt și curios ce fețe fac, frate, pe cameră. Că tot timpul mă strâmb că mă joc Minecraft. Știu, doamne. GG. Take 2. Bun, deci am dat duel lui David Quad. Exact acum cu combo. Pentru că mi-a spus de când era mic că el și-a dorit să zboară. Să zboară. Să zboare, nu știu. Oalei, hop că vreau. Ți-ai băgat golden apple la început? Da, 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 da. Dacă ești cumva la un HP, nu. Să-ți bagi golden apple dacă vezi că-ți cad inimile isteric. Bine? Nu, nu deocamdată. Deci, fraților, dacă vreți și voi să dați combo cum îi dai eu lui nebunul de David Quad, neapărat să lăsați un like la clipul ăsta. Să văd că susțineți seria. Wow, wow, wow. Papucii, să spar papucii. Tăti ăștia mu desculți. Îi dăm lui David al doilea set al meu de armură. Ia de aici, ia de aici. Stai bă, agro. Ia-ți armura și bagă. Ce? Ți-a și dat armura. Tocmai ce am dat duel la nebunul ăsta cu MCSG, fraților. Este unul dintre cele mai OG minigamer sau kituri cu care puteți să dați duel cuiva. Deci, dacă vă întrebați cum arăta PvP-ul pe vremuri, pe serverele de PvP, exact așa arăta, da, cu kitul ăsta. Deci, ăsta este unul dintre kiturile la care eu personal mă consider cel mai bun. David nu știu ce face. Nu-i problemă. Vă garantez că la finalul clipului o să fiu un PvP-er de 10 ori mai bun. Știi cum se zice, nu contează caracterul când ai brațul ca minero. Nu că îți dau cu carnea pe ăsta cap. Îți dau cu morcovul. Ok, David are talentul să se bage singur în focul pe care îl pune. Dacă n-ați observat, dragii mei. Pentru toți sarcașii mei, dragilor, o să vă arăt aici cu David cum vă puteți voi feri foarte nice de săgeți, da? O strategie foarte bună. David o să încerce să tragă după mine. O să încerce, nu o să tragă. Și eu o să mă feresc de săgețile lui printr-o strategie foarte bună care se numește Fake Gap, da? Așa. Mă rată să mă ratez, mă, nu. Bine, ideea e că David e foarte obișnuit acum cu strategii, da? Exact așa. El teoretic o să aștepte să mănânc golden apple-ul și să mă lase. Da. Aoleu. Ok, David. Ok. Ok, deja m-a enervat David ăsta. Trebuie să-l batem. O, dar dacă aș avea țintă, nu știu de ce, nu pot să văd. Ok. Înțelegeți? Deci asta este strategia fake gap-ului. Vă faceți că mâncați golden apple și repede săriți în dreapta. Garantat că o să funcționeze de fiecare dată. Acum m-am mai luat la pumni cu el. Buuu! Treci în coace, King Baby David. Da, da. Easy. Ce easy. Ales? I-am dat duel lui David cu Spliff. Că este singurul minigame în care n-ai nevoie absolut deloc de skill. Doar de... sau poate ai nevoie de un pic de... De ce ai râs? Ok, legit n-am făcut aia din atins. Ok, GG David. Am spus că până la sfârșitul clipului David devine bun. Vezi că o începe imediat filmarea. Mă uit pe telefon. 5 minute. Ce faci, mă? Nimic. Mă, bulanjiule. Ce faci, mă? Nimic. Coaie, n-am avut mousepad.